Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la Flash Monden! Este ultima zi lucrătoare a săptămânii, așa că așezați-vă confortabil, relaxați-vă și haideți să urmărim împreună ce s-a mai întâmplat în lumea mondenă. Fly Project tocmai a lansat o piesă nouă ce se vrea a fi hitul verii. Soarele pe strada mea este în colaborare cu Bianca. Mai multe amănunte imediat! Femeile din viața lui Ashton Kutcher chiar știu cum să facă haz de necaz. Vedem imagini delicioase în seara aceasta. Protagonistele sunt Mila Kunis și Demi Moore. Courtney Fox a fugit mereu după frumusețe și a ajuns să se distrugă. Ce i-au făcut operațiile estetice, vedeți la Flash Monden. E oficial, avem o piesă nou-nouță, gata să se înscrie în cursa de hit al verii. Soarele pe strada mea este noua piesă Fly Project în colaborare cu Bianca, o voce nouă, fresh, care promite. Piesa lor este antrenantă și menită să ne bine dispună în aceste zile frumoase de primăvară, dar și la vară, pe terasele și cluburile de la mare. Nu știu ce m-a apucat să iau strada la picioare. Pare că am aglomerat, e prea mult roșu în semafoare. Soarele pe strada mea este o creație fresh, menită să ne bine dispună, iar în studio a fost distracție mare în timpul înregistrărilor. Cred că universul a adus soarele pe strada mea. La un moment dat m-a întrebat cineva într-un interviu: cu ce artist îmi doresc cel mai mult să colaborez? Răspunsul a fost Fly Project. Și acum, 6 luni mai târziu, mi s-a împlinit dorința. De asta zic, soarele e pe strada mea. Am manifestat și s-a întâmplat mai repede decât mă așteptam. Bianca și-a dorit tare mult să cânte alături de băieții de la Fly Project și iată că visul i s-a îndeplinit. Piesa a fost compusă într-o tabără de creație și tot ceea ce le lipsea băieților era o voce feminină. Au căutat artiștii ce au căutat până s-au oprit la Bianca. Odată ce i-a auzit vocea, piesele de puzzle s-au așezat perfect. Îl apreciez foarte tare pe Tudor, mereu m-a inspirat și acum chiar colaborăm, wow! Sper să vă placă și să lăsați soarele să intre în playlistul vostru. Acum artiștii chiar speră ca piesa lor să se transforme în hit. Are toate datele și e potrivită vremurilor actuale. Cel puțin Tudor își pune toate speranțele în reușită. Într-o lume în care veștile bune sunt rare, în care zilnic avem multe motive să ne întristăm sau să ne supărăm, soarele pe strada mea vine să-ți schimbe starea, să-ți dea o doză de optimism, să-ți spună că și mâine o zi, că după rău vine și bine, că soarele ajunge cu siguranță și pe strada ta, o dai tare în căști, în mașină sau pe oriunde ești și te eliberezi de gânduri, simți și atât. Vine perioada examenelor, astrele ne scot la tablă și ne pun la încercare. Ce ne rezervă săptămâna, aflați imediat la Flash Monden. Ce-ți ieși cu cărările vieții? Au împărțit bărbatul, iar apoi scena. Una dintre cele mai picante povești de la Hollywood implică un trio de excepție. Ashton Kutcher, Demi Moore și Mila Kunis. Ashton și Demi Moore au fost căsătoriți, dar dusă e povestea lor. Acum el este căsătorit cu Mila, dar numele lor în cetatea filmului rămân unite pentru totdeauna. Și fetele cel puțin se amuză copios, atât în viața reală cât și în văzul lumii. Urmează un material care întărește prea bine ceea ce vă spun. Semn că umorul pentru ei e de bază. Au fost rivale în dragoste, iar acum au mutat rivalitatea pe micile ecrane. Cu umor!
umor însă. Demi Moore și Mila Kunis au ajuns protagonistele unui spot filmat peste ocean și parcă fac haz de necaz. Scenariul e cât se poate de simplu, dar știți cum e. O imagine face cât 1000 de cuvinte, nu? Firul poveștii este că cele două se află la o decernare de premii și, cum e și firesc, dive fiind, se așteaptă ca ele să fie câștigătoare. And now for our high school's most admired alum. Fiecare la masa ei, fiecare cu prietenele ei, emoționate parcă de iminenta înmânarea premiului, cele două se fâstăcesc mai ceva ca la prima întâlnire. Get up there. Shut up. This is so embarrassing. Okay, don't make a scene. Oh, please, you love a scene. No way, it's me. Is that good acting? That's why it's you. Da, Demi Moore, mult mai încrezătoare decât Mila Kunis, pășește spre podium, doar că secundele care urmează fac tot hazul. You know her. You love her. You wish you could be her. Ruh-roh. I told her not to go up there. What are you doing here? It's Ana Gomez! Da, exact cine e Ana Gomez? Cine poate să ia un premiu în afară de prea frumoasele femei din viața lui Ashton Kutcher? I watch so many movies. Yeah! Give it up for Anna. Și penibilul amuzant nu trece așa cu una cu două. I had no idea that we went to the same high school. We have a lot in common. Please get off my stage. Okay. Okay. Și cu asta, basta. Cele două clar au foarte multe în comun și la cum merg lucrurile la Hollywood, nu ne-ar mira să îl disece pe frumușelul Ashton Kutcher la o cafea. Imaginile, dar mai ales discuția, ar fi de neprețuit. I'm gonna give you guys an apartment tour. And I know I'm gonna get roasted and whatever, but hopefully maybe someone can watch this and be like, okay, well maybe I'm not doing so bad. Julia Fox, fosta iubită a celebrului Kanye West, s-a încumetat să facă un tur al casei sale și a semănat șoc pe întreg mapamondul. După aparițiile spectaculoase la brațul rapperului sau la evenimentele mondene, toată lumea se aștepta la cu totul și cu totul altceva când se gândea la locul pe care ea îl numește acasă. Drept dovadă, aparențele înșală mereu. We can start in my bedroom, which is the living room. So, yeah, I put my bed here in the living room so I could turn my bedroom into a little playroom for Valentino. I know I have that clothing rack there that I really need to get rid of, but anyway, yeah, this is Valentino, where Valentino hangs out. Nu ai zice că în imagini sunt două camere diferite și oricum în toată aglomerația de lucruri ar fi și greu de distins. This is my nostalgia mirror. That's Valentino when he was born. That's my friend Harmony who passed away. That's my friend Jonna who passed away. And there's a little bit of her ashes in this urn. I love this thing. I bought it on West Broadway and it reminds me of me and Brianna. This is my little grow station where nothing is growing because we don't know what we're doing. Și după scurta vizită în dormitorul și sufrageria care amândouă aduc cu un mic depozit dezordonat, distracția abia începe. And this is just a very long hallway. Nothing happens here, just more. It's Valentino's little daycare schedule, just more stuff. În dezastrul din casa ei, lângă pantofii din bucătărie așezați, probabil lângă sacul de cartofi, nimeni nu mai înțelege nimic. Niciun om, ca să fim mai exacți, căci în casa Juliei Fox nu locuiește doar ea cu fiul ei, ci și o întreagă familie de șoareci, bine tratați de altfel. We do have a little small mouse problem, but you know, it's a problem depending on how you look at it. You know, I kind of let them rock. I appreciate that they at night while we're sleeping come out and clean up the crumbs that my son drops on the floor. So, I'm not gonna evict the mice anytime soon. Julia Fox are și o explicație pentru imaginile din casa ei. I don't like excessive displays of wealth. They make me feel icky. You know, especially people that have really big houses. It's just really wasteful when there's so many homeless people in this country. And like, I'm not really like that. Se mai termină o săptămână, dar vine alta și trebuie să fim pregătiți. Astrele ne pun la grea încercare. Se lasă cu teste și este nevoie să fim tare concentrați. Ce ne rezervă fiecăruia în parte, aflăm chiar acum.
Bine v-am regăsit! Avem o săptămână încărcată, cu multe blocaje, obstacole și lecții de învățat, deoarece Marte, planeta acțiunii, este în conjuncție cu Saturn, planeta probelor, planeta karmei. Așadar, este o săptămână cu multe teste, pe care sper să le treceți cu bine, amânări, răsturnări de situație. Atmosfera astrală este încărcată, mai ales că Mercur este retrograd în Berbec și se întâlnește cu Venus. Puteți să reluați anumite discuții care, dacă nu sunt făcute corect, ar putea să conducă spre ceartă, confuzie, rupturi și alte probleme de care nu aveți nevoie. Astfel, avem o săptămână în care vă recomand mai multă răbdare, folosiți-vă intuiția și încercați să nu dați vina pe celălalt pentru anumite probleme în care vă aflați. Berbec. Este ultima săptămână în care soarele se află în semnul vostru. Vă recomand să profitați de acest aspect, să începeți să faceți sport sau să vă canalizați energia asupra planurilor voastre de acțiune. Sunt și tot felul de situații care vă provoacă, care ar putea să vă pună punctul pe i sau să vă apese pe rană. Mai multă atenție din punct de vedere financiar, dar și emoțional. Taur. În această săptămână dezbateți anumite subiecte pe care ați crezut că le-ați îngropat de mult, dar se pare că lucrurile nu stau chiar așa. Apar reproșuri, apar anumite plăți karmice sau poate facturi restante. Atenție și cu cheltuielile, atenție și cu anumite situații care se întorc împotriva voastră. Gemeni. În această săptămână au loc întâlniri cu prietenii. Aceste întâlniri ar putea să scoată la suprafață informații la care nu v-ați gândit, dar care ar putea să vă ajute pe termen lung. Încercați să nu luați decizii spontan și, de asemenea, să nu reacționați în dragoste. Poate că veți fi un pic mai duri, mai geloși, mai posesivi. Rac. Simțiți presiune pe sectorul profesional. Decizii importante sunt luate în această săptămână, însă este indicat să alegeți cu sufletul, chiar dacă discutăm de zona profesională sau financiară. Dacă nu lucrați cu bucurie, nu or să vină nici avantajele, beneficiile pe termen lung. Sunt și ceva amânări privind o călătorie sau poate achiziționarea unor bilete de avion. Leu. Această săptămână este solicitantă, în special pe sectorul examenelor. Fie că aveți de dat un examen, fie un interviu, simțiți presiune și supra-solicitare maximă. Acordați-vă mai mult timp pentru odihnă și încercați să înțelegeți că toate se vor întâmpla spre binele vostru cel mai înalt. Din punct de vedere financiar, cheltuieli pe care le puteți evita. Fecioară. Pe sectorul profesional sunt câteva decizii pe care aveți nevoie să le luați rapid și le veți lua bine, ascultați-vă intuiția. În schimb, în dragoste, sunt multe amânări, obstacole. Aveți senzația că încercați să construiți singur și că partenerul sau partenera nu vă este alături. Discutați deschis, puneți ce simțiți și apoi încercați să vă puneți și în papucii celuilalt, fără acuzații și fără reproșuri. Balanță. Săptămâna aceasta este încărcată pe sectorul relațiilor. Acestea sunt trecute printr-un filtru. Unele vor să treacă examenele, probele, lecțiile, altele probabil că vor să se risipească, vor să se elibereze, astfel să nu plângeți după ce s-a încheiat și să mulțumiți pentru că ceva s-a întâmplat. Acordați mai multă atenție și sănătății, dar și zonei spirituale. Scorpion. Mare atenție pe sectorul muncii. Sunt divergențe pe care le aveți cu superiorii, dar și cu colegii. Probabil să aveți un punct de vedere diferit, iar lucrul acesta să vă facă să fiți un pic mai duri, poate un pic mai fermi sau prea direcți. Încercați în această săptămână să duceți atenția și către zona sănătății, dar și în iubire, poate mai multă afecțiune, mai multă tandrețe ar putea să ajute zona de cuplu. Săgetător. În această săptămână, atenția este concentrată asupra vindecării copilului interior, activităților recreative, creativității, proiectelor creative și pentru că duceți aici multă energie, veți găsi și soluții pentru a vă îmbunătăți viața, pentru a vă bucura de viață. Acasă, în schimb, părinții pun presiune pe voi referitor la anumite aspecte pe care le-ați tot evitat. Capricorn. Obstacole și amânări pe sectorul banilor.
unde se află Saturn și Marte. Această energie, pe de-o parte, vă ajută, deoarece veți reflecta mai mult la sectorul banilor, la potențialul și posibilitățile pe care le aveți pe viitor. Nu vă aruncați în cheltuieli inutile și nici nu spuneți da provocărilor care sunt menite să vă scurgă de energie și să vă bage în situații inconfortabile. Evitați cheltuielile pe tot felul de aparatură sau gadgeturi. Vărsător. O săptămână intensă pe sectorul financiar. Este indicat să aveți răbdare, pentru că posibil să riscați mult prea mult, totul sau nimic. Cel mai bine este să verificați de mai multe ori înainte de a vă risca banii, averea sau statutul social. Încercați totodată să discutați cu oameni care ar putea să vă ajute înainte de a lua orice decizie. Pești. În această săptămână sunt situații care vă copleșesc pe sectorul familiei, dar și în iubire. Poate că sunteți puși în fața unei alegeri. Să aleg partenerul sau partenera, sau să aleg familia, sau să aleg banii, sau să aleg cariera. Indiferent ce veți alege, nu uitați să vă ascultați tot timpul intuiția. Aceste alegeri vă supra-solicită nervos, așadar pot fi anumite crize emoționale sau chiar pierderi financiare. Cel mai bine e să nu alegeți și să le aveți pe toate. În această săptămână, atmosfera astrală este încărcată, astfel vă recomand să nu vă grăbiți. Să nu puneți presiune pe voi sau pe ceilalți și să nu uitați că fiecare obstacol care poate să apară, de fapt aduce un dar și că totul se va întâmpla spre binele cel mai înalt. Să vă fie de folos și săptămâna să fie magică! A vânat tinerețea fără bătrânețe ani de zile și cu o determinare acerbă. Courtney Fox a fost obsedată de lucrul ei și nu odată a apelat la intervenții estetice. Ajunsese să fie subiect de bârfă la Hollywood, iar fanii o puneau mereu la zid. În apărarea ei, actrița susține că presiunea frumuseții în jurătatea filmului era imensă. Până a spus stop și bine că s-a trezit, de ani de zile nu s-a mai atins de botox sau acid hialuronic și este pregătită să fie o păbuță simpatică, cu riduri și tot ce mai vine la pachet. Celebra actriță din Friends, Courtney Cox, a fost obsedată de frumusețe toată viața. Zâmbetul trebuia să fie perfect, buzele bine conturate și definite, tenul întins cât se poate de bine, ce mai ca la 20 de ani și la 80. Cam așa se vedea ea în propria imaginație. Cum e omul faptelor și la Hollywood nu prea ai mult timp să te gândești, Courtney n-a ezitat să pună planul în aplicare. Azi un botox, mâine un acid hialuronic, mai o procedură și de la capăt. A ținut ritualul ani și ani de zile, până când a devenit de nerecunoscut. Nimic din înfățișarea ei nu mai aducea gingășie sau naturalețe, iar asta a costat-o scump. Fanii au pus-o la zid, bârfele n-au mai contenit, dar ea nu se abătea de la drumul ei. Asta până într-o zi în care nici ea nu s-a mai recunoscut în oglindă. La un moment dat am gândit, mă schimb, arăt bătrână și am încercat să alerg după acea tinerețe ani de zile. Nu am realizat că arătam de fapt foarte ciudat, cu injecții și făcând chestii feței mele pe care nu le-aș mai face acum. Oamenii vorbeau despre mine și a fost o perioadă în care am zis, trebuie să mă opresc, este o nebunie. Nu i-a fost ușor nicio secundă. Odată ce a încetat să-și mai injecteze fața, totul începea să revină la normalul firesc. Vârsta a început să-și spună cuvântul, ridurile apăreau unul câte unul și lucrând mult cu psihicul ei, a învățat să se accepte. În apărarea ei, a rememorat tot episodul acestui miraj de tinerețe fără bătrânețe și a pus acțiunile în mare parte pe marea presiune de la Hollywood, unde perfecțiunea este fruntașă pe lista de cerințe. Te prezești că ai straturi și straturi și straturi. Nu ai nicio idee pentru că e gradual până când realizezi rahat, asta nu arată bine și e mai rău în poze decât în realitate. După ce a avut curajul și puterea să spună stop, să se accepte exact așa cum e, cu bune, cu rele și mai ales cu ideea că înfățișarea de la 20 de ani a fost de multă vreme pierdută, Courtney Cox a învățat să se iubească pe sine mai mult decât niciodată. Mi-am dizolvat toate substanțele, sunt atât de naturală pe cât pot să fiu. Mă simt mai bine pentru că arăt ca mine. Cred că acum arăt mai mult ca persoana care eram. Sper!
Atât pentru moment, doamnelor și domnilor. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Nu ratați ediția Best of Flash Monden din weekend, ediția cu cele mai tari subiecte ale săptămânii. Eu sunt Alexandra Anastasescu. Seară frumoasă vă doresc și un weekend minunat. Numai bine!